Adevărații eroi nu sunt costumați. Sunt ascunși în trupuri firave, care au mai multă forță decât ne putem imagina. Sebi este unul dintre ei. A fost abandonat în spital și acolo și-a petrecut primii 2 ani din viață. A urmat o perioadă petrecută în asistență maternală și mai multe momente de cumpănă până când și-a găsit o familie. Iubirea noastră! Sebi face progrese și primește ajutor de la logoped, kinetoterapeut și psihoterapeut. UNICEF susține progresul copiilor cu nevoi speciale și al familiilor acestora prin centrele comunitare integrate înființate în România, unde accesul la servicii specializate necesare este gratuit. Te rugăm, ajută și tu!